Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre problemele de sănătate ce pot apărea la nivelul ligamentelor. Alături de noi se află domnul profesor dr. Radu Rădulescu, șef secției ortopedie-traumatologie la Spitalul Universitar de Urgență București. Bine ați revenit, domnule profesor! Bine v-am găsit! Dacă la ultima noastră emisiune povesteam despre leziunile de menisc, iată că astăzi ne-am gândit împreună să ne ocupăm de ligamente. Ce sunt ligamentele, domnule profesor, și ce probleme de sănătate pot apărea la nivelul lor? Ligamentele sunt acele formațiuni care țin în contact oasele care intră în articulație. Bine, nu numai ele, împreună cu mușchii, cu capsula articulară și cu alte formațiuni de părți moi, dar sunt principalele răspunzătoare de stabilitatea unei articulații. Și evident că ele pot fi lezate atunci când pacientul respectiv sau persoana respectivă, care poate nu e încă pacient, suferă un traumatism prin care își împinge articulația peste limita fiziologică de stabilitate și de mișcare. Deci ligamentele sunt și la nivelul genunchiului, dar și la orice articulație are ligamente. Iar dacă ligamentele sunt în suferință, ce manifestări apar? Durerea? Ce fel de durere? Se umflă articulația respectivă? În primul rând, în timpul traumatismului, cea mai mare parte a pacienților descriu apariția unui crackment. Adică deci au senzația, ca o pognitură, exact, ca o pognitură. Că s-a retezat ceva. Exact, au senzația că s-a rupt ceva în interiorul, știu, genunchiului, cotului, șoldului, unde se întâmplă traumatismul respectiv. Apoi apare instantaneu durerea în punct fix, adică exact la locul rupturii ligamentare. Deci pacientul de cele mai multe ori îți arată clar cu degetul, pune degetul pe locul în care el simte durerea, care de obicei corespunde cu locul în care ligamentul s-a rupt. Apoi apare impotența funcțională, adică limitarea mișcărilor în articulație, câteodată chiar imposibilitatea sprijinului pe membru sau folosirea membrului superior, depinde de articulație. Și de asemenea articulația își modifică forma, devine globuloasă, mărită de volum, prin apariția unui lichid în interiorul articulației. Semn că ar trebui să mergem la medicul ortoped. Semn că ar trebui să mergem la medicul ortoped, bineînțeles, pentru că gradul leziunilor ligamentare trebuie investigat și diagnosticat. Pentru că pot fi leziuni uniligamentare, se rupe un singur ligament, sau în întorsele grave cu o forță traumatică importantă, se pot rupe mai multe ligamente la nivelul genunchiului. Dacă mi-amintesc eu bine, legat de simptomele de la menisc, sunt cam aceleași și la menisc și la ligamente, doar că la ligamente a zis că mai apare troznitura aceea, cracul acela. Și apare și instabilitatea articulară. Adică la examinarea genunchiului, să spunem, se face și pentru menisc și pentru ligamente simultan, sunt niște semne diferite și în plus de asta, prin anumite manevre, îți dai seama că a apărut o instabilitate a articulației, datorită ruperii mijloacelor de susținere a articulației. Bun, după examenul acesta clinic făcut de medicul ortoped, bineînțeles că se indică remeneul la fel de făcut, astfel încât să fii sigur de diagnostic? Remeneul poate fi util, într-adevăr, în multe situații, mai ales atunci când trebuie să diferențiezi între, că bine ați pomenit, între leziuni menisc. De menisc și leziuni de ligamente. Exact. De foarte multe ori, simptomatologia este foarte asemănătoare și cam în același loc. Și e bine să faci o diferențiere pentru că tratamentul este complet diferit. Păi și putem intra în detalii, domnul profesor, dacă în urma remeneului se constată că ligamentul sau ligamentele, că spuneați fie un ligament, fie amândouă, sau mai multe, câte ligamente sunt, de exemplu, la genunchi? Principale, cel puțin patru. Cel puțin patru. Prin urmare, pot fi leziuni pluriligamentare complexe. Da. Bun, vedem în urma remeneului câte ligamente au avut de suferit și ce urmează. Urmează stabilirea tratamentului, care poate fi câteodată chiar ortopedic, adică nu e nevoie de intervenție chirurgicală. Se imobilizează articulația. Spre deosebire de menisc, dacă vorbim care de genunchi, care este întotdeauna tratat chirurgical. Se poate imobiliza articulația respectivă într-un aparat gipsat, iarăși nu intru în amănunte pentru aceste tipuri de aparate gipsate, sau, dacă ligamentele respective sunt cele din centrul genunchiului, adică ligamentele încrucișate, de exemplu, se tratează eminamente chirurgical. Deci nu există tratament ortopedic pentru acest tip de ligament. Sau în leziunile pluriligamentare, deja problema este și mai delicată, pentru că trebuie practicată o intervenție mai complexă care se adresează tuturor leziunilor întâlnite la momentul
inspecției articulației. Și după ce se întâmplă? După, depinde iarăși de leziune, fie se imobilizează articulația până la vindecarea suturilor ligamentare pe care le-am făcut noi, că noi ce facem? Coasem ligamentele, de fapt, nu? Fie, în cazul în care nu putem coase ligamentele, ci suntem obligați să înlocuim ligamentele, adică să facem ligamentoplastie. Și cu ce se înlocuiește? Cu un ligament artificial? Se poate și cu ligament artificial, dar este foarte scump. În general se iau din vecinătate, țesuturi din tendoanele din vecinătate, care se pun pe locul leziunii ligamentare inițiale. Se folosește treaba asta mai ales la ligamentele încrucișate. Aici este principala indicație de ligamentoplastie. Și în cazul acesta, ca să revin la ceea ce spuneam, nu mai este nevoie de imobilizare, pentru că, din contră, tratamentul de recuperare constă într-o mobilizare cât mai precoce a articulației respective. Foarte interesant. Și urmată de perioada aceasta de recuperare, care de câte săptămâni poate fi? Aici deja lucrurile se lungesc un pic, mai ales în cazul ligamentelor încrucișate. Activitatea sportivă poate fi reluată numai între 6 și 12 luni de la operație. Luni. Mult mai mult, dacă am reținut bine la menisc, era între 6 și 8 săptămâni. Deci între 6 și 12 luni, pentru că trebuie să așteptăm perioada de timp necesară prin biologia locului respectiv, prin care grefa ligamentară să se sudeze la țesutul gazdă. O veste foarte rea pentru sportivi, pentru cei care au ligament încrucișat anterior rupt, într-adevăr, cam asta este piesa, ca să spunem așa. Își pierd condiția fizică, ies din formă, mai greu. E adevărat. Da. Bun, mulțumim pentru sfaturi, domnule profesor. Bine ar fi să ne ferim și să nu ajungem cu ligamente rupte, dar nu ține întotdeauna de voința noastră. Astăzi am vorbit despre probleme ce pot apărea la nivelul ligamentelor cu domnul profesor dr. Radu Rădulescu, șef secției ortopedie traumatologie la Spitalul Universitar de Urgență București. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!